A început emisiunea de astăzi gala și din platou lipsesc Ioana și Marius. După primul material, doamna Simona a anunțat faptul că dacă nu îi vedem în platou, se datorează faptului că cei doi beneficiază de premiul câștigat în urma unui task, acela cu scenele din film și au mers la ședința foto de Crăciun. Mă gândesc la faptul că ar putea fi o cerere în căsătorie acolo, pentru că ei sunt un cuplu care nu s-a logodit și care ar putea să se căsătorească în marea finală. Au aproape două luni de zile de relație. Au și foarte mulți susținători, dacă ei să se gândească și la posibilul câștig financiar. Și ieri, eu știu că doamna Simona a întrebat uh, ceva, dacă au de gând să depună actele sau uh, lucruri de genul, dar uh, a fost uh, evaziv, Marius a zis. Nu știu, nu a dat un răspuns concret, tocmai uh, probabil pentru a fi neașteptat această cerere. Mă gândesc că, că ar fi momentul oportun și cam singura șansă în care Marius ar putea să o ceară în afara casei Mireasa, dar vom vedea. Dacă se întorc astăzi, cel mai probabil uh, nu a cerut-o.